Bună ziua tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o citire intuitivă în tarot. Voi întreba tarotul pentru această săptămână care sunt energiile în planurile importante pentru profesie, carieră, relații, dragoste, bani, drumuri, ceea ce ne preocupă de obicei în viața de zi cu zi. Și ca să fie mai particularizată citirea, am să o fac în două variante. Primul tarot, tarotul acesta cu inelul, sau tarotul acesta cu acest fluturaș, să spunem, da? Cu aceste flori și acest fluturaș, aceste simboluri geometrice. Deci, pachetul 1 sau pachetul 2. Alegeți unul dintre acele două pachete, 1 sau 2, și să vedem ce pot dezvălui cărțile de tarot pentru această săptămână. Așadar, o citire intuitivă în două variante, care să dezvăluie care ar putea fi energiile. Și o să încep cu pachetul numărul 1. Să vedem ce îmi poate dezvălui tarotul pentru această săptămână. O citire intuitivă în cărți de tarot. Haideți să vedem. Vedem ce îmi spune tarotul pentru această săptămână, care ar putea fi energiile în planurile importante. Wow, poate fi o săptămână fantastică, să știți, pentru cei care ați ales această variantă. Cu o mare reușită într-un eveniment, într-un examen, într-o întâlnire. Poate fi chiar o nuntă, o petrecere pentru unii dintre voi, o nuntă cu mare dar, aș putea să spun. Poate fi o cerere în căsătorie, cumva să fiți, vă simțiți cea mai fericită persoană din lume pentru că ați fost cerută în căsătorie de persoana iubită, să primiți cadoul mult dorit, să obțineți jobul mult visat, să luați examenul pe care îl doreați, să plecați în acea călătorie de vis. Poate fi o săptămână fantastică și din punct de vedere spiritual și din punct de vedere financiar și din punct de vedere sentimental, dar și de sănătate. Dar s-ar putea aici, la această variantă, să stârni și mare invidie. Văd aici că e ca și cum s-ar deschide cutia Pandorei, dar în același timp voi aveți foarte multe calități, adică chiar aveți și de ce să fiți invidiați. Haideți să vedem această săptămână, așadar, ce poate fi. Prima variantă. În primul și în primul rând, voi personal, poate că voi sunteți foarte stresați de o noutate. La unele dintre voi poate să fie și legat de un nou proiect la care lucrați, de un nou loc în care sunteți. Că văd că căutați soluții. Sau poate fi și legat de o relație. Vă stresați sau de o sarcină, de ceva, aveți voi un stres pe care îl puteți depăși. Poate cu ajutorul cuiva, unei persoane care vă sprijină necondiționat. Veți găsi o soluție, veți fi creativi să vă descurcați chiar când aveți și multe treburi. În plan relațional, cei care sunteți într-o relație, veți face o clarificare cu persoana iubită. S-ar putea să decideți să stați la distanță, cumva să luați distanță de un partener. S-ar putea și să aveți de sprijini pe cineva care trece printr-o dificultate. Deci în relația de cuplu s-ar putea ca partenerul să aibă o problemă care ține poate de familia lui sau ține de jobul lui, de ceva, și acolo puteți voi să îi dați un sprijin, un ajutor. La alte persoane poate să fie că trebuie voi să clarificați ceva în relația de cuplu pentru că pare un pic de dezechilibru, un pic de dezordine, să zic așa. E un pic de tristețe, singurătate. Căutați o prietenie cumva, căutați să vă reinventați și aveți ocazia să primiți sprijin, ajutorul unui prieten. Pentru cei care sunteți singuri, în schimb, pentru voi apare șansa vieții voastre, pentru voi este succesul vieții voastre. Că puteți să plecați la un drum, că puteți să cunoașteți într-o afacere, într-un eveniment, într-un spectacol pe cineva, că puteți să cunoașteți pe neașteptate o persoană care ține de străinătate, poate, vine din străinătate, face drumul în străinătate, e străină. Deci puteți avea un mare succes cei care sunteți singuri și nu aveți relație, puteți să vă îndrăgostiți pe neașteptate, ca și cum dragostea, nici nu știți cum apare în viața voastră, vă trăziți așa, parcă zici că e picată din cer. Deci zici, Doamne, nici nu vine să cred că mie mi se poate întâmpla o astfel de minune, un astfel de miracol. E o oportunitate să învingi, să-ți învingi chiar rivali. S-ar putea să aveți parte de
să zic, sunteți o persoană poate foarte specială voi, singură cum sunteți, într-o afacere, într-o profesie, carieră, sunteți o persoană foarte frumoasă, atrăgătoare, admirată, dar și aveți rivalități, dar în ciuda tuturor rivalităților, voi sunteți cei cele care învingeți, conduceți, de voi depinde, de inițiativa voastră, voi vă faceți soarta și destinul singuri. Deci voi nu puteți fi păcăliți, păcălite, să zic așa, ci voi sunteți cei care creați oportunitatea și alegeți ceea ce vă este pe plac, pe ceea ce vă place, ceea ce corespunde cu ceea ce considerați voi că este benefic pentru voi. Văd că puteți avea un succes la un drum. Pe sănătate, la fel, din punct de vedere al profesiei, carieră, chiar poate învățați ceva, faceți niște cursuri, vă refaceți sănătatea, găsiți o metodă veche, poate, care să o aduceți în actualitate acum pentru a vă îmbunătăți sănătatea. Chiar mai studiați sau chiar vă ajută cineva. În orice caz, vă văd aici cu creștere, cu... poate face și niște analize, poate face și niște verificări de rutină, să zic așa, care pot fi cu succes, cu reușită. În ciuda stresului pe care poate voi îl aveți, că așteptați să vedea rezultatul și rezultatul poate fi, în schimb, cu bucurie, nu cu neliniște. Pe profesie, carieră, să știți că într-adevăr puteți avea glorie, bucurie, fericire, vacanță, petrecere, evenimente, bani, câștiguri, mai învățați ceva, aflați secrete. Aveți o foarte, foarte bună intuiție. Aveți o revelație. Poate unele dintre voi chiar vă gândiți să vă pensionați, să vă bucurați de vacanță, de ce ați acumulat, situația materială, banii care vi-ați pus deoparte. Vă simțiți, să zic așa, răsfățatele sau răsfățații, să zic, sorții. Poate și datorită faptului că aveți o anumită experiență, o anumită persoană care vă susține, aflați un secret important care pentru voi vă dă o satisfacție, o reușită. Dar să vedem de ce pe relații, cei care sunteți într-o relație, aveți probleme. Care este problema? Poate fi legat de un tânăr, de un copil sau de o noutate, așa puțin, o nesinceritate, e ceva de clarificat. Poate apare și o tentație la unii dintre voi, poate fi un dezechilibru care vine și datorită unui secret, nu știu, îți mai place de cineva, îi place cuiva de tine sau apare un stres. Și poate fi și discuția legat de o sarcină la unii dintre voi, poate că aveți de clarificat ceva legat de un copil. Stresul, într-adevăr, poate ține puțin de criticile care le ai, poate, sau cum te simți tu într-o sarcină. Cumva, poate că, nu știu, nu ești foarte ok, de aceea poate faci și analize. Dar până la urmă văd că se rezolvă. Deci, într-adevăr, se rezolvă. Îți vei găsi echilibru, vei găsi soluțiile, să zic așa, favorabile și echilibru care să te aducă pe tine acolo unde îți dorești. Și pe profesie, carieră, poate chiar faci drumuri sau dai examene, te vei echilibra, vei ajuta și vei fi ajutat. Și pe dragoste, pe relații, cei care sunteți singuri, așteptați-vă la o poveste extraordinară. N-am și zis, n-am zis degeaba, n-am intuit degeaba că este vorba de ceva fantastic, de te miri și tu de norocul care l-ai. Poate fi o dragoste dumnezeiască, divină, cu o persoană din străinătate sau cu o persoană foarte specială, cu bani, populară, celebră. Puteți fi așadar, cum se spune, pe cai mari în dragoste, cei care sunteți singuri. Cei care sunteți într-o relație, în schimb, aici poate că ține fie de o sarcină, fie de partenerul de cuplu, fie de ceva care există acolo de clarificat, pentru că există un dezechilibru, există ceva, nu știu, o singurătate, o neînțelegere, care poate fi doar o răceală, poate fi legată și de o răceală sau ține într-adevăr și de un anturaj. Cam asta e la prima variantă. Deci e ceva fantastic în această săptămână. Haideți să vedem și varianta celui de-al doilea pachet acesta cu fluturașul, cu aceste simboluri geometrice. Să vedem ce dezvăluie tarotul, ce vrea să spună pentru această săptămână. Așteptați-vă la niște vești, să știți. La o clarificare într-o dragoste, la o trezire, la o realitate, la o idee, poate, care să vă aducă mai multă claritate în ceva, într-un sentiment, poate. Da, vin niște vești care țin, poate, și de suflet. Vin niște vești care țin, poate, și de niște chestiuni puțin periculoase, aventuroase, să zic așa, e cumva drăgușorul. Poate apărea și printr-un bărbat mai tânăr, mai responsabil, puțin mai viciat, mai cu idei nebunești. E cumva așa, un pic de tentație sau gelozie sau ceva. Haideți să vedem.
ce spun cărțile pentru această săptămână. Da, e o săptămână și la voi care poate fi solară, poate fi binecuvântată, să zic așa. Poate că, într-adevăr, soarele, căldura va juca un rol important. Și știți că și la voi poate apărea o dragoste la prima vedere fulgerătoare. Puteți avea un succes, o idee genială, fantastică în această săptămână. Poate ține de tehnologie, poate ține și de, nu știu, un miracol care se produce în univers. Nu știu, să zic, e ceva magic. Aș putea să spun că e o săptămână magică, magică, din multe puncte de vedere. Aveți de-a face cu persoane care au niște puteri magice. Pot fi arhanghel, pot fi înger, pot fi persoane care au foarte mare cunoaștere, să zic așa, încât știu să manipuleze energiile, dar în sensul bun. Aici poate fi energia unei persoane care aduce vindecare pe societate prin inovațiile sale, prin ideile sale că țin de sănătate, că țin de medicină, că țin de tehnologie, că țin de societate, nu știu, de sociologie sau psihologie sau țin de transportul sau de orice, aduce cumva o însănătoșire. Vin soluții noi, vin noutăți. Haideți să vedem. Poate fi și miracolul tinerilor, copiilor sau a unei familii, pe cei care sunteți într-o relație. Cei care sunteți într-o relație aveți într-adevăr puțin stres și voi, care ține poate, sau aveți ceva de clarificat într-o relație, legat poate și de niște petreceri, niște evenimente, de niște bani aici, cumva. Cifra 9 joacă un rol important pentru voi, în bine sau în rău, cumva aveți cumva de făcut o clarificare, de vindeca ceva în relația de cuplu. Se poate vindeca. Sau dați voi un ajutor, ajutați pe cineva care trece printr-o traumă, printr-o suferință, puteți aduce un ajutor, un sprijin, o prietenie, o reușită. Face poate o operă de binefacere. În familie, la voi, cumva cineva se vindecă. Reușiți să clarificați ceva. Puteți primi un dar, să știți. Puteți primi un cadou, puteți fi într-o petrecere. Pentru cei singuri. Pentru cei singuri și la voi să știți că poate fi un stres legat poate de un parteneriat, de o nouă relație, de un contract. Puteți face cunoștință cu cineva, s-ar putea să fiți puțin stresați că sunteți undeva unde e foarte mare aglomerație, unde sunt multe persoane care poate își doresc să facă pereche, să-și găsească perechea și vă cam stresează. Că sunt, vă creează puțină confuzie, puțin stres, dar dacă știți ce vreți, puteți face un parteneriat foarte sigur sau vă veți pune voi în siguranță. Acum țineți de ce vă doriți voi. Pentru sănătate, în schimb, aici trebuie să fiți poate prudenți pe vreme, pe drumuri, pe persoana mai tânără, poate, aici poate ține și de sănătate, de sarcină. Cumva pot apărea și situații sus și coborâșuri, să știți. În sănătate, lucruri neașteptate, nu știu, vreo indispoziție, sau să te ceri cu cineva să te enervezi și să-ți facă rău, sau are legătură cu un tânăr, cu un copil. Cumva aici trebuie cumva privită mai cu atenție sănătatea. Pentru profesie, carieră, un miracol se poate produce la profesie, carieră. Faceți drumuri, plecați într-o vacanță, vă vine vreo idee, luați un examen, faceți niște acte, pot veni și pe societate pentru profesie, carieră, niște noutăți care țin de legislație, care țin de a vă împlini visele voastre, să zic așa, care țin de divinitate, cum ar veni. Aici niște chestii spirituale, cum ar veni să vină, nu știu, pe societate, o lege care să aducă mai multă siguranță, stabilitate, mai multă moralitate, mai multă fericire, armonie, pace, liniște, educație, sănătate mentală, psihică. Aici văd cumva niște talente, aici pot ține și de niște energia unor tineri, copii care țin legate de talentele lor, de creativitatea lor, de se întâmplă miracole. Pot să spun că se pot întâmpla miracole pentru profesie, carieră, dar pentru și pe societate, care să aducă împlinirea viselor voastre. Se pot împlini niște dorințe în mod miraculos. Deci este o săptămână în care se pot petrece miracole, în care vă puteți îndeplini visele ca prin farmec. Și voi, într-adevăr, să știți că, într-adevăr, e săptămâna a maturității, a moralității, a spiritualității. Marele preot vorbește de la sine că poate că aveți un eveniment important în această săptămână, o întâlnire importantă, un sprijin important care îl primiți prin credință, prin religie, prin spiritualitate, printr-o persoană cu o înaltă ținută morală și spirituală. Sunt niște întâlniri importante, văd un cuplu aici, care pot fi părinții, pot fi prieteni, pot fi nașii, puteți fi voi, chiar voi, împreună cu partenerul vostru sau cu partenera voastră, de voi depinde această săptămână, văd aici. Ține poate și de comunicare, văd aici și un semn de foc, sunt semne de foc aici, perbec leu săgetător, care joacă un rol foarte important pentru voi în această săptămână.
Dar am să pun o carte să văd de ce vă stresați voi pe relații, că pe relații văd și cât pe sănătate. În schimb, pe profesie, carieră, pe călătorii, visele voastre, pe dorințele voastre, totuși ați putea, prin puterea credinței, a ambiției și determinării, a inițiativelor proprii, să vă împliniți dorințele. De fapt, aș putea să spun că a ieșit și de la bun început, că ține foarte mult de talente, poate ține și cum vă voi folosi voi talentele. Pentru că voi aveți multe aptitudini, multe calități, cu siguranță, și le puteți în această săptămână folosi într-un mod magic, miraculos, pentru că sunt niște energii în univers care, să zic așa cum ar veni, cerurile sunt deschise ca să te ajute pe tine să ajungă mai repede rugăciunea ta la cer. Tu te rogi lui Dumnezeu să iei examenul și fiindcă cerurile sunt deschise, Dumnezeu te-a auzit și îți dă așa un pic, îți mai suflă la ureche, să zic așa, îți dă inspirație, îți dă intuiție. Îți aduce aminte tot ce ai învățat, da? Ai mai mult, să zic, te pricepi mai bine, parcă ai mai mult talent, da? Decât de obicei. Dai rezultate maxime în această săptămână. Dar pe relații, în schimb, aici pot fi niște problematici, poate ține și de anturaj sau de niște chestiuni materiale, să vedem. Păi de aici poate ține de sinceritatea cuiva, de aceea e o chestie care ține și de moralitate. Într-adevăr, aici poate fi ceva să te dezamăgească într-o relație. E un pic de pericol pe relația de cuplu, că ține poate de suferința unei persoane sau felul său de a se comporta față de tine. Și pentru cei singuri, la fel. Poate îi ține și de cineva care își dorește să te întorci înapoi la el, sau tu îl vrei înapoi aici. Cumva, poate că va trebui să ții cont că să nu ți... E vorba și de ambiția ta, poate să clarifici ceva cu persoana respectivă, pentru că există șanse să te împaci, sau ține de dorința ta de a te mai împăca cu persoana care vrea să se împace cu tine și te stresează, cum ar veni, pune presiune pe tine prin cunoștințele sale sau prin, chiar prin societate, cumva, ca și cum are o influență, cum ar veni, în societate, într-un fel care să te aducă pe tine într-o presiune să te întorci înapoi, da? Aici depinde ce relație ai avut cu cine, pentru că ține și de un anturaj sau de influența sa în societate, în bine sau în rău, aici poate ține și de ce gen de grup de persoane sunt, pentru că văd aici că totuși sunt niște pericole stres, da? Și dacă e un stres, înseamnă că nu e ceva prea favorabil și cumva tu te vei pune în siguranță. Poate că nu vei dori să fii cu nimeni, te duci la părinți, te adresezi poate unei instituții, pentru că ține și de o inițiativă care o ai, văd aici sau cineva îți dă un sfat, cineva poate fi și un preot, poate fi un terapeut, pot fi niște prieteni, un cuplu, da, deci cumva te văd foarte bine. Pe sănătate, în schimb, într-adevăr ține de o dragoste, deci să știți că e un pericol pentru voi aici în relațiile care le aveți în această săptămână pe dragoste și îți poate afecta și sănătatea. Pentru că ori ai de luat o decizie pe sănătate, să nu mai amâni, poate să faci un examen de dacă nu te simți bine, sau să fii atentă într-o relație pentru că poate deveni periculoasă și te afectează, te stresă. O ceartă, niște vorbe ale unei persoane foarte dure, dacă tu le pui prea tare la suflet, te poate afecta sau poate fi puțin și cu oarecare doză de agresiune, agresivitate, fie că sunteți singure, să fie, nu știu, am zis, într-o puțină. Aici poate fi vorba și de un stres, hărțuire, cum ar veni. Te urmărește cineva, da, și poate să te ducă într-un pericol. Fie că tu nu mai ești atentă pe unde mergi și cazi și te lovești, fie că ea chiar încearcă să te creeze o neplăcere, un disconfort, o greutate, o agresivitate și atunci trebuie să te pui în siguranță, pentru că în dragoste văd că e pericolul. Mai are legătură cu dragul, ce iubești tu sau... Aici poate fi vorba de ce iubești sau de cineva cu care a avut o relație de dragoste. Și această persoană nu renunță la acea relație cu tine pentru că este egoistă, pentru că are și un interes. Văd că banii sunt foarte importanți în această relație. Deci ea avea poate un profit, un sprijin. Și, sau, mă rog, poate fi cum ar veni, tu pleci din relație și vrei să te desparți și vrei să iei copilul și el trebuie să plătească pensia și el nu ar fi, problema n-ar fi că te desparți de el și că nu mai are, problema este că el trebuie să plătească niște bani și mai bine ar prefera să rămână cu tine, pentru că, pe de o parte, nu mai plătește banii, pe de altă parte, poate că totuși era confortabilă într-un fel relația cu tine, că avea un oarecare statut, etc., acum depinde. Deci, în orice caz, și dacă sunteți singură, la fel, poate fi, văd aici pe cineva care cumva din trecut vrea înapoi ceva sau chiar tu
tu o să te cramponezi, să te împaci cu cineva din trecutul tău și să te întâlnești cu el, să insiști și el să te blocheze. El să-ți facă, să zică niște vorbe dure care pe tine să te amărască tare, să te facă să suferi. El ți-o spune și din răutate, el ți-o spune și din interes, pentru că știe că suferința ta apoi aduce lui un avantaj, sau trăiește, se hrănește cu această suferință ta, într-un fel sau altul. El, fie că își dă seama, fie că nu, el poate fi un genul care poate mai sadomasochist. Iar pe profesii carieră, în schimb, puteți avea succes, reușită, mai ales dacă aveți și o strategie sau are legătură cu drumurile aici, puteți avea o victorie răsunătoare, învinge, o rivalitate, lua un examen în ciuda unei concurențe. Se produce un miracol, chiar se poate produce un miracol, să închizi gura lumii, să învingi dificultățile și, într-adevăr, trebuie să-ți învingi fricile, temerile și poți fi ajutat. Poți avea o conexiune cu lumea de dincolo. Poți avea un miracol, o descoperire, poți face o descoperire. Cumva vei descoperi un adevăr, o revelație care îți poate veni la unii, poate chiar printr-o ceartă, chiar printr-o nedreptate, prin ceva. Tu ducându-te să te vindeci, afli de ce ai avut o traumă, de ce ai suferit tu, că nu erai vinovat. Vinovată ai pus tu, poate te-ai cramponat într-o relație nepotrivită, etc. Sau ținești de un viciu, aici poate ținești de sănătate, ai de făcut o alegere, poate să renunți la ceva material, nu știu, poate îți plăcea foarte mult să mănânci ceva care nu prea era bun, poate trebuie să ții și puțin post, poate trebuie să te mai și gândești la sufletul tău, să te gândești și la sănătatea ta spirituală ca și morală sau sănătatea fizică. Deci, cam asta e din ce văd, dragile mele, dragii mei, în această săptămână, așadar, așteptați-vă la miracole. Iubirea va conta în această săptămână. Deci, în această săptămână, să știți, poate că trebuie să faceți totul din iubire cu iubire. Adică, unde nu e iubire, poate că e bine să mai întrebați cum ar veni pe cineva, să mai cereți sfatul. Sau să vă duceți către acele energii care vă dau iubirea asta necondiționată, vă dau înțelegere, armonie, pace, liniște, siguranță, moralitate, stabilitate, te aduce mai aproape de Dumnezeu, te unește cu Dumnezeu, da? Că practic prin iubirea cu o altă persoană te unești cu Dumnezeu. Acolo unde e iubire împărtășită, acolo unde nu e iubire împărtășită, lipsește Dumnezeu. Da, deci nu este în acea ecuație, nu este Dumnezeu. Ești tu, poate cu Dumnezeu, încercând să-l aduci în relație cu celălalt, să-l vadă și el pe Dumnezeu. Și el îl refuză și se poartă cu tine într-un mod agresiv, într-un mod distant, într-un mod rece, într-un mod nedrept, într-un mod fals, etc. Da? Când amândoi îl aveți pe Dumnezeu, atunci este o mare iubire, o mare armonie, o mare reușită. Și de aceea, poate, asta e revelația săptămânii, asta este magia săptămânii, iubirea. Iubirea poate fi ceva miraculos, se poate produce acolo unde mai există șanse. Sau acolo unde nu mai există șanse, cumva aveți curajul, poate să vă eliberați de acea relație, dar poate luându-vă aceste măsuri de siguranță, pentru că, într-adevăr, la unele dintre voi, din ce văd, puteți fi într-o relație cu cineva care poate nu înțelege de vorbă bună că trebuie să renunțe la acea relație și devine puțin mai amenințător așa în față de voi sau și-aș chiar să vă afecteze un anumit comportament al său, vă șochează ceva, văd că vă ia pe ceva pe neașteptate, cumva o traumă, o veste, o supărare, care poate ține și de un anturaj, influența unui anumit anturaj. Dar văd că puteți aplana, clarifica, poate și cerând ajutorul cuiva, cum ar veni cineva care să modereze relația dintre voi, da? Cum sunt părinții, spre exemplu, sau nașii care intervin într-o ceartă, într-o discuție între soți, nu? Și acolo unde nu se mai poate, abia atunci să ajunge în pasul următor, să duce către un divorț. Și acolo unde se mai poate, în schimb, se poate chiar clarifica. Dar la alții poate că aveți și ceva de comemorat în familie și s-ar putea în urma acestor întâlniri de familie pentru un eveniment de comemorare să apară niște discuții legate de o moștenire, legate de cineva care are și aduce aminte de ceva, văd aici, care o suferință. Sau să descoperiți într-adevăr că cineva e bolnav din familie și atunci poate că va trebui să investiți puțin timp, bani chiar, energie, pentru a da ajutor acestei persoane din familie, fie că e vorba de propriul partener, fie că e vorba de părinte,
da, de frate, de copil, de soră, de cineva care poate are nevoie de sprijinul vostru și disensiunile voastre pot apărea și de, în funcție de cum aveți voi partenerul care înțelege prin ce treceți voi sau voi îl înțelegeți pe partener prin ce trece. Dar se văd că iubirea învinge, da? Deci asta este răspunsul final, este iubirea. Iubirea necondiționată, adică fără să ai așteptări și nici să ai pretenții și nici cealaltă persoană să aibă așteptări sau pretenții de la tine. O iubire reciprocă, văd aici, o prietenie necondiționată, poate fi vorba de o prietenie care să te ajute cineva așa cum sunt părinții. Îți rămân prieteni pe toată viața necondiționat, indiferent, chiar dacă poate îți mai te spun că n-ai greșit, normal că îți spun, te ceartă cum ar veni, te ceartă părintește. Dar tot te iubesc, tot te ajută, tot te sprijină. Acestea fiind spuse, dragile mele, dragii mei, eu vă doresc o zi minunată, binecuvântată pe toate planurile. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!